La nivelul Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea împotriva COVID-19 a fost aprobată instrucțiunea privind vaccinarea în situațiile speciale cu vaccin de tip RNM. Astfel, conform prevederilor, vaccinarea persoanelor care au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 nu este contraindicată și se poate realiza după vindecare. Totodată, în cazul în care o persoană dezvoltă infecție cu SARS-CoV-2 după administrarea primei doze de vaccin împotriva COVID-19, acesta poate fi vaccinată după vindecare prin continuarea schemei de vaccinare, fără reluarea primei doze. Pentru situațiile în care o persoană căreia i s-a administrat prima doză de vaccin Pfizer împotriva COVID-19 are contraindicații temporare pentru cea de-a doua doză, administrarea rapelului va putea fi amânată până la un interval optim de maximum 42 de zile. În situații excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă. În cazul vaccinului Moderna, intervalul optim de amânare a dozei de rapel este până la 35 de zile, însă, în situațiile excepționale, rapelul poate fi administrat și după această perioadă. De asemenea, dacă o persoană prezintă reacția anafilactică după administrarea primei doze de vaccin de tip RNM, nu va mai primi a doua doză, fiind recomandat reluarea vaccinării cu un alt vaccin fabricat după o tehnologie diferită. În cazul decalajelor privind administrarea dozei a doua de vaccin împotriva COVID-19, persoana programată va putea modifica data efectuării dozei de rapel direct în platforma electronică sau prin modalitățile deja cunoscute pentru programarea inițială. Pentru situațiile în care cea de-a doua doză de vaccin se administrează accidental, la mai puțin de 21 de zile de la efectuarea primei doze, nu mai este necesară efectuarea unei alte doze de rapel.